Iată-ne la al treilea film pe ziua de astăzi, pe care probabil îl veți vedea ziua de mâine, în ziua Sfântului Mucenic Elefterie, o zi frumoasă, Sfântul Mucenic Elefterie, un protector al familiei și al copiilor, care au nevoie de asemenea protecție într-o lume în care au fost înnebuniți efectiv de propaganda globalistă. Aș vrea să fac două, trei remarci, aș vrea să spun două, trei remarci despre domnul Călin Georgescu. Există o persoană, la un moment dat există o persoană pe canalul acesta, care mi-a reproșat de ce nu spui despre Călin Georgescu și domnul Puric, da, actorul Puric, Dan Puric. De ce nu spui părerea ta despre Călin Georgescu și Puric? Și după ce am spus, nu am acum niciun motiv să vorbesc despre Georgescu, că am alte teme de vorbit. Ei, bineînțeles că persoana a spus, înseamnă că ești un vândut. Ești un vândut sistemului. Ești un vândut, dar înseamnă că ții cu Călin pe Georgescu. Da, și am spus, bun, atunci te rog să te uiți pe tembelizor sau la tot felul de opoziții controlate și nu e necesar să te uiți la mine la canal dacă eu sunt un vândut. Și doamna respectivă a plecat de pe canal și nu e nicio supărare. Și eu am continuat să păstrez ideea de a vorbi despre Călin Georgescu când o să fie momentul, nu când vrea X sau Y. Mai este o doamnă care, sau un domn, nu mă știu exact dacă e doamnă sau domn, care mi-a reproșat de ce nu vorbești despre Mănăstirea Frăsinei. Și am spus, Mănăstirea Frăsinei pentru mine nu prezintă, adică prezintă importanța pe care o are pentru orice ortodox, dar eu nu știu mai multe decât despre scandalul de la Mănăstirea Frăsinei decât știe oricine care vede ce se întâmplă și nu am de ce să vorbesc mai mult dacă nu știu mai mult. Și sincer să fiu, dacă ar fi să vorbesc, și bineînțeles că a spus, ești un, înseamnă că ți-e frică de patriar, ți-e frică! Așa am spus. După ce v-ați uitat atâția ani pe canalele mele și după ce ați văzut ce am făcut eu în ultimii 6 ani alături de preoții nepomenitori, chiar credeți că mi-este frică de patriarh? Chiar credeți că vă puteți da drumul limbii să spună orice prostie și să spuneți că mi-ar fi mie frică de patriarh? Nu mi-e frică de niciun patriarh, dar dacă nu am ce să spun despre Frăsinei, n-am ce să spun. Au spus o grămadă și au dat cu părerea și tema, sincer să fiu, pe mine mă interesează doar într-o oarecare măsură. Dacă, știu și eu, nu, haideți să vorbim despre Frăsinei în al patrulea film. Haideți să fac mai pe scurt un scurt film despre Frăsinei. Haideți să vorbim acum despre Călin Georgescu. Călin Georgescu. De ce l-am abordat pe Călin Georgescu? Tema în principiu n-ar avea nicio importanță pentru mine. Călin Georgescu n-ar avea nicio importanță pentru mine, dar l-am abordat pentru că am văzut că Călin Georgescu s-a apropiat de un domn pentru care eu am oarecare respect din spațiul public, nu din România. Călin Georgescu dă din coate în stânga și în dreapta ca să se facă crezut că el este viitorul României, că el este salvatorul României. Bun. Călin Georgescu vine de la clubul de la Roma. Ce o fi avut? Ce meserie o fi avut? Cred că e economist sau ceva de felul ăsta. Vine la clubul de la Roma, care este, ca să fie foarte clar înțeles, clubul de la Roma este o organizație globalistă care are ca esență a activității sale depopularea. Deci, clubul de la Roma a primit de la masoneria internațională sarcina să elaboreze în anii 70-80 doctrinele depopulării planetei. Da? Deci este o organizație, dacă îmi permiteți, criminală, teroristă, pentru că chiar dacă nu pune pușca la cap oamenilor, instigă la asemenea fapte. Asta e părerea mea. S-ar putea să domnul Călin Georgescu să demonstreze contrariul și l-aștept să facă acest lucru. Care are ca scop depopularea. Da? Hai să numim depopularea cu limbajul care îi place lui Călin Georgescu. Dezvoltarea sustenabilă și durabilă. Deci, dacă vreți să auziți, dacă auziți expresia aceasta, dezvoltarea sustenabilă și durabilă, să știți că înseamnă depopularea. Și înseamnă un plan de asasinare a dumneavoastră în masă.
Asta este dezvoltarea durabilă și sustenabilă. Bun. Călin Georgescu vine și spune: eu mi-am dat demisia din masonerie, mă rog, din masonerie, din clubul de la Roma, și vreau să mă implic în salvarea poporului român și în introducerea României pe un culoar al dezvoltării durabile și sustenabile, adică al exterminării poporului român. În alt film, este un film pe YouTube, domnul Călin Georgescu ne explică, pentru cei care au răbdarea să-l asculte, și eu am avut această răbdare să-l ascult, până ce a terminat explicația asta, nu până la capăt, e greu să-l asculți, ne explică faptul că atunci când ești membru al Clubului de la Roma, și care este o masonerie, da? Și primești o demnitate publică, te duci și depui o demisie din Clubul de la Roma pe perioada exercitării demnității publice. După ce ți-ai terminat demnitatea publică de președinte, de șef de bancă, cum este Muguri Sărescu, cel de-al doilea clubist de la Roma din spațiul public românesc, deci după ce ți-ai terminat activitatea din spațiul public, te întorci frumos la Clubul de la Roma, unde ești reprimit acasă. Așa funcționează Clubul de la Roma, probabil că așa funcționează toate masoneriile. Deci, dacă este să ne gândim la ce a spus domnul Călin Georgescu, el nu a părăsit niciodată Clubul de la Roma, ci doar și pur și simplu s-a retras temporar până își va exercita ceea ce crede el că va fi o funcție publică. Așa că cei care sunteți, care ați înțeles în acești 2 ani în ce direcție, în acești 3 ani, că uite, s-au încheiat 3, în ce direcție merge lumea aceasta, dacă doriți să votați pe unul care e din Clubul de la Roma, care propovăduiește depopularea planetei, puteți să o faceți liniștiți și după aceea să mergeți să vă cumpărați un sicriaș, dacă va mai fi cazul, s-ar putea să nu mai fie nevoie. Și cam asta e. Nu spun că domnul Călin Georgescu ar fi un criminal, Doamne ferește. Spun doar că sau că ar instiga, sau că ar vrea să facă crime împotriva umanității el personal. Nu, spun doar că el susține o ideologie care vizează depopularea planetei. Nu-l acuz de nimic, păzească Dumnezeu, nu, să nu se înțeleagă greșit cuvintele mele, că dacă îl votați pe Călin Georgescu, el este un criminal și vă va omorâ el. Nu. Doar că va promova politicile, de asta spuneam cu sicriașul, da? Că el va promova politicile lui Klaus Schwab, care Klaus Schwab asta urmărește. Ascultați-l ce spune el, ascultați ce spune Noah Harari și vedeți că ei asta urmăresc. Da? În sensul acesta am spus acest lucru, nu îl acuz de nimic pe Călin Georgescu. S-ar putea să fie un prim-ministru foarte bun, dar eu nu cred. Nu cred pentru că vine dintr-o zonă care are are o altă ascultare, iar ascultarea aceea vizează punerea în aplicare a planurilor criminale ale agendei 2030 și agenda 21. Ceea ce nu am înțeles niciodată este de ce îl susține atât de mult Partidul Aur, care pozează în Partid Național sau Naționalist, Suveranist. Deci, al numi pe domnul, al promova pe domnul Călin Georgescu din postura de Partid Naționalist, când el este un produs al clubului la Roma, înseamnă efectiv ai păcăli pe cei care te votează. Asta e părerea mea. Cât despre domnul Puric, eu întotdeauna am crezut că domnul Puric nu are ce să. Nu are, nu, nu trebuie să aibă un cuvânt. L-am văzut că a vorbit în anii trecuți, la nesfârșit, despre treburi religioase, dacă vreți, ignoranță teologică completă, se laudă că el aduce credincioșii la întinda bisericii. Bun. Din punctul meu de vedere, este un impostor teologic. S-ar putea să fie un actor foarte bun, s-ar putea să fie un profesionist în domeniul lui foarte bun, dar când se bagă în teologie, cred că ar trebui să-și cunoască locul și să se lase de asemenea lucruri. E un credincios, foarte bine, dacă e un credincios, să se roage și să ceară binecuvântare pentru a vorbi. Doar mirenii care vorbesc public despre biserică trebuie să aibă o binecuvântare a unui preot sau a unui duhovnic care să se bazeze și pe faptul că ei au
pregătirea teologică necesară. Nu cred că domnul Puric are pregătirea teologică necesară pentru a fi apostol al renașterii spirituale a poporului român. De altminteri, faptul că se asociază și cu idei de genul acestora ale domnului Călin Georgescu, nu cred că îl face. De ce spun că m-a deranjat și am hotărât să vorbesc despre domnul Călin Georgescu? Pentru că l-am văzut pe Rainer Füllnich, un avocat german care a dat în judecată, mă rog, a făcut un proces simbolic, dacă vreți, nu chiar simbolic, chiar juridic, al dictaturii care au funcționat în ultimii 2-3 ani, numit Nuremberg 2, și care la un moment dat, într-un film, apare vorbind cu domnul Călin Georgescu. Este un film pe YouTube în care domnul Rainer Füllnich primește un telefon de la domnul Călin Georgescu. Și sincer să fiu, adică chiar m-a contrariat chestia asta, pentru că e ok, dar am înțeles, Rainer Füllnich, săracul, nu știe cine este domnul Călin Georgescu. Dar totuși parcă ar trebui să fii mai atent. Adică dacă tu vrei să lupți împotriva acestui sistem și să stai braț la braț, mă rog, să stai la vorbe cu un om care, din punctul meu de vedere, reprezintă sistemul, ai oarecare probleme. Da, fiecare este liber să-l aleagă pe domnul Călin Georgescu. Reiterez faptul că nu-l acuz de nimic pe domnul Călin Georgescu decât de apartenența la clubul la Roma. Nu sugerez că ar fi vreun criminal sau că vreodată, dacă ajunge la putere, va face crime, da? Ci doar spun că, odată ajuns la putere, s-ar putea să aplice politicile criminale ale noii ordini mondiale pe care le vedem aplicate în toate țările. Uitați-vă la Mark Rutte din Germania, din Olanda, care a distrus o parte din agricultura olandeză. Uitați-vă la Jacinda Ardern din Noua Zeelandă, la Trudeau din Canada, la Macron din France și așa mai departe, da? Și vedeți cum au adus toți oamenii aceștia, cu care, din punctul meu de vedere, se aseamănă și domnul Călin Georgescu, cum au adus țările lor în faliment. Uitați-vă la Baalbek aia, la Olaf Scholz din Germania și la toți ceilalți, cum și-au adus țările în faliment, și un faliment care va costa și vieți omenești foarte multe, pentru că va fi o catastrofă economică care se va răsfrânge și în viețile unor oameni. Asta e, de aia am spus, luați-vă un sicriaș, pentru că foarte mulți oameni, ca urmare a acestor politici criminale, vor muri. Efectiv. Asta e. Da? Europa și Statele Unite ale Americii și America au acest risc să producă niște catastrofe economice și sociale care vor duce la moartea multora și, din punctul meu de vedere, acesta este un plan bine pus la punct de către gruparea condusă de Klaus Schwab și de toate masoneriile subiacente, subsidiare acestei grupări, inclusiv Clubul de la Roma. În sensul acesta am spus că domnul Călin Georgescu ar fi periculos pentru societatea românească, nu îl acuz de nimic, Doamne ferește, și nu. Cine vrea să-l voteze, poate să-l voteze liniștit. Dar cred că AUR, dacă vrea să-l promoveze, ar trebui să dea o explicație poporului. E obligat să dea o explicație poporului de ce un partid suveranist promovează pe un domn care vorbește mereu despre dezvoltarea durabilă și sustenabilă, care nu este altceva decât plin de populare. Atât tot.